micile mele plăceri vinovate, aș enumera câteva dintre micile mele plăceri vinovate și m-aș axa pe una pe care o să înțelegeți în scurtă vreme. Îmi păstrez cât un material pe care nu-l văd înainte de emisie pentru ca el să-mi aducă bucurie în suflet. E, astăzi mă tem că am greșit pentru că, pare se, colegul meu știe mai multe decât ar trebui despre Mihai Trăistariu, despre intimitatea lui, despre casa lui, despre... Colega, despre tot ce colega pot să spun este că, stimați telespectatori, astăzi veți afla un lucru extraordinar de important. Dar Mihai știe? El ne-a povestit. El ne-a povestit? Atunci să-l lăsăm. Trântit pe pat, el. Trântit pe pat, el. Pe pat, el. Pe patul lui. Pe patul lui, pe muzica lui. Frățior, stimați, deci atenție, dragii mei, colega, vreau să te așez pe canapea, deci fii atentă. Asculți interviul ăsta, fii atentă, îl asculți cuvânt cu cuvânt și, după aia și vei înțelege că orice deget este important. Mihai Trăistariu s-a mutat în casă nouă, spune el, în casa la care a visat toată viața. Am venit și noi să vedem unde stă el acum, care este acel paradis. Hai să vedem dacă e acasă. N-am greșit! Nu pot să cred! Măi, Mihai, nu pot să cred că am crezut că am greșit așa când am auzit aspiratorul. Facem curățenie, să fie lună, să fie clean. Mi-am dorit spații mari și când am văzut acest apartament, am zis, aici mă mut eu. Mai ales că e la malul mării și o să vezi. Hai să-l vedem împreună. Cred că ar trebui să fac întâi o introducere. Cum am ajuns la acest apartament... Îmi luasem un teren la malul mării acum vreo, prin 2007, sunt 12 ani de când am luat terenul mult visat, am dat vreo 80.000 de euro atunci pe el, știam că o să-i crească valoarea. Anul ăsta, în primăvară, un dezvoltator, un constructor de blocuri, mi-a propus să fac schimb, să-i dau terenul de 1.000 de metri pătrați, care între timp are valoarea crescută la 500.000 de euro, de la 80.000, și mi-a evaluat el și cu notarul la 7 apartamente, toate la malul mării. Firma de mobilă, o firmă care colaborează cu Germania, mi-a propus lucruri și mi-a arătat în catalog. Vrei chestia asta? Asta o vrei? Vrei negru sau vrei alb? Vrei turcoaz sau... Ei mi-au arătat sticla aia cu căluțul. Mi-a plăcut foarte mult ideea să am la bucătărie stropii ăștia, picăturile astea de apă și mi-au arătat mai multe modele și am ales acest căluț, că eu sunt cu anii. Asta este aragaz electric, e prima dată când am și de-abia mă chibri, trebuie să apăs butoane. Uite, aici se deschide, atâta pot să-ți arăt. Pac! S-a deschis și aici îți pui, uite, vrei 7, ai pus până, te-ai pârlit. L-ai închis și ai scăpat. În cuptor ai ceva? Aici cuptor nu, aici am încercat eu să gătesc ceva cu două zile. Ia, vine miros puțin? A venit, nu? Am încercat puțin așa să-mi fac ceva. Ochiuri, eu nu știu să gătesc, deci trebuie să fiu învățat. Nici măcar micul dejun? Uite, a venit, fii atent ce de miros a venit. Micul dejun înseamnă ochiuri, mi-am luat cașcavă. Vezi, stare ce am... Da. Hai, stare, ai totul incorporat, da? Da, n-am. Mi-am luat puțin unt, un lapte, un ketchup, uite, am un must, mi-a dat cineva cadou, mi-am luat eu un eclair pe acolo, o brânzică, o măslină, icre, unt, eu sunt cu vegetarianul, știi, eu mănânc fără carne. Și de atunci, când te mănânci? Din februarie. Carne. Din februarie ești vegetarian. Și cum ești, cum te simți? Mă simt bine, pe ce, mă vezi altfel? Fii atent unde mi-am pus masa, pentru că tot cei cu mobila mi-au propus și au zis, nu vrei să facem spațiu mare în casă, să nu risipești, să nu aruncăm, da? Și mi-au băgat măsuța așa și de-aia drum așa și am pus masa. Hai să mergem mai departe să vedem ce mai... Văd că ai ales, uite, canapeaua, colțarul, de fapt. E nou, imprimanta e nouă, totul mi-am luat nou. Eu mai am în partea aia, mai am și un lucru. De ce ai ales catifea? Am ales catifea pentru că are o eleganță, deși mi-e groază când o să vină pisicii, catifea într-o lună dispare. Lustrele o să vi le arăt pe parcurs, lustra aia de acolo din bucătărie e cu lumini care își schimbă, ia să încerc să-ți arăt. Acum există tehnologii și aplicații... De pe telefon? De pe telefon și-ți arăt imediat să vezi cum schimb culorile. Vrei să vezi cum schimb culorile? De ce? Ai o aplicație specifică? Ai răbdare, da. Uite, fii atent aici. Cum schimbăm culoarea și poate să danseze lumina după muzică. Uite, hai să punem roșu. Pac, ai văzut? Albastru, tac. Verde, galben. Lumină rece, lumină caldă. Vreau să mergem acum în poate cel mai important loc din casa unui om. Este denumit și locul de meditație, Mihai. Meditație? Care e locul de meditație? Unde meditezi? Eu meditez în sufletul meu. Și ca loc? În dormitor? Sau în nu baie? Vreau un dormitor. În baie, locul de meditație? Hai să mergem să medităm. Hai, măi. Hai.
am făcut roșii baia pentru că... Roșie? Roșii, că m-am uite, am și zgriatul. Roșii pentru că... Dar nu m-am gândit să fie mai erotică. Până și tu o simți acum ușor erotic. O simt, pentru că dacă faci duș și te-ai dezbrăcat și roșu în baie, deja pșt, îți dai seama că e o pentă. Uite, până și ăsta, dușul ăsta, dușul, auzi, robinet. Ai ales cadă, văd, în loc de cabinet. Cadă mi-a ales-o dezvoltatorul, omul care mi-a vândut apartamentul, n-am ales-o eu. E micuță, e un cap, două persoane. La mare, la soare, fetițele sunt goale, femei adevărate, agață-le pe toate. La mare, la soare, fetițele sunt goale, femei adevărate, agață-le pe toate. Cât de frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ar fi prima oară. Azi toată ființa mea te cheamă, locul tău e în viața mea. Măi, Mihai, dar văd că nici lenjeria nu este alea asta întâmplător. Ia uite ce scrie aici. I miss you. I miss you, my dream. Da. Toate ca toate, eu am o curiozitate. Ai inaugurat acest pat? Acest pat a fost inaugurat. Tu, când ai fost inaugurat? Când a fost inaugurat? La 17 ani mi-am pierdut virginitatea. Numai că, ceea ce nu știi tu și uite că o spun în premiere fără nicio jenă, m-a chemat la ea în apartament, mi-a zis să iau loc, mă uitam prin bibliotecă, avea niște cărți pe acolo, ce mai avea, și ea s-a dus în cealaltă cameră și a ieșit dezbrăcată complet, cu niște mănuși frumoase, pac sexy, numai bicii mai lipsea ca să fie totul ca într-un film erotic. Am fost așa impresionat de momentul ăla, mi-am dat seama ce va urma și am executat întru totul tot ce ordona ea, ca să zic așa. Când am ajuns în schimb în pat, așa am văzut că ea avea mâinile retezate de aici. Prima ta experiență sexuală a fost cu o fată fără mâini? Fără mâini, exact. Eu m-am amorizat din prima seară, toată noaptea m-am gândit la ea și a doua zi când am căutat-o, vecinii îmi spun, păi da, n-ai aflat, păi Amelia a plecat în Italia la muncă, că ea vine foarte rar acasă. Oare ce mai faci? Oare ce mai faci? Chiar, că a fost prima mea experiență și a fost fain. Avea un erotism oricum. Cu totul și atunci nu mi s-a părut în niciun fel rău. Cum arăta? Arăta ca lumea, era brunețică, era mai minion așa, slăbuță, avea corp frumos și fața drăguță. Ce îi spune acum dacă ai vedea? Am suferit puțin când am aflat că ai plecat. Ce am zis? A, păi de ce m-a folosit? Ai simțit folosit? M-am simțit folosit, dar să știi că dacă mai rămâneai în țară, mă îndrăgosteam lui Leaș. Poate aveam o chestie mai lungă, poate eram și în ziua de azi. Nu știi ce ai pierdut, uite, apartament la malul mării. Câți bani ai băgat în acest apartament? Să-i aduc, deci stau și mă gândesc. Am băgat mult, pentru că el e evaluat la un 70-80 de mii. O să-i crească valoarea că e la malul mării, mai ales când se umple zona de hoteluri și așa. Cât ai băgat în mobilă, în utilități? Doar mobila cu utilitățile, cred că m-au ajuns un miliard vechi. Am insistat să-mi facă un pat mare, făcut mai la comandă, adică nu prea găsești dimensiunile astea. Poate și atunci, nu? Mi l-am făcut înalt, mare și ca să te lăfă în el, ori singur, ori când vii cu cineva să te întinzi, frate. Sau în cap și trei persoane, eu știu. Mă referam la bebeluș când va fi. Păi, ții bebelușul cu tine? Păi tu la ce te-ai gândit? Da, fi sincer. Soare, la trei am zis. La trei persoane, nu? Da. Să știi că, uite, îți spun un lucru sincer. Acum, când eram cu trupa Valahia, a fost singura dată când două gemene mi-au propus să dormim împreună. Și ai dormit cu gemenele? Și nu spun continuarea, dar îți spun că mi-au propus. Și atunci a fost prima dată când am avut gânduri așa... Cum a ieșit? În trei. Uite, patul ăsta era potrivit. Tu ce vrei să știi amănunte de astea? A ieșit frumos, Mihai? A ieșit cu scântei. Și pentru că suntem în cel mai intim loc al tău, ce credeai, că ne oprim aici? Credeam că vă opriți aici. Ei bine, nu vreau să văd ce ai în acest imens dressing. Dar o să te rog pe tine să-l deschizi. Uite, pornesc de aici. Dezordine, ce poate să fie în casa unui băiat. Mi-am pus eu câteva. Uite, asta l-am luat din Paris. Am fost zile trecute într-un turneu și asta tot de acolo. Uite, sunt noi. Sunt cu etichetă. Și etichetă, da. Asta tot de acolo. Mi-a plăcut mie chestia asta, că e faină. Ia, uite ce faină e. Mi-a plăcut cum se așează așa. Pac, pac. Mi-am luat și de rufe. Uite, ca să am, sunt noi nouțe în cartonașul. Ai tu cârlige, măi, Mihai. Păi, pe balcon o să vezi că trebuie să spăl și na. Am și o oglindă incorporată, adică țac, pac. Și dacă eu nu oglinzi, cine atunci? Câte selfie-uri faci pentru unul reușit?
Pe vremuri făceam 100. Acum, de când sunt editările astea, pe la Instagram, pe la, știi, mi-am tras imediat un filtru, mi-albesc puțin, două riduri dispar, pac, privirea e mai mare, zic, a, ce frumos e. Închidem oglinda, că asta atrage spiritele, cică. Aici, fii atent, pentru fier de călcat mi-a plăcut foarte mult ideea să fie incorporat și atunci, țac, fac, nu? Ca să nu... ca să faci economie de spațiu. Aici sunt... trei underwear, ca să nu zic, nu-i mai ridic, celebrii mei pe care i-ați văzut peste tot, nu mă mai bui. Uite ce am găsit aici, orgasmic gel, a fost desfăcut, poftim. Ah, și mai am patru prezervative, pentru că eu folosesc prezervativul. Uite, astea se trag așa, dacă vrei să-ți pui chestiile, ai tras ca să nu te chinui și ți-ai pus hăinuțele și le ridici înapoi, așa e peste tot. Deocamdată e gol aici, că na, trebuie să se umple. Poți să vii și tu să-l umplem împreună. Dacă stau și mai completez pe aici farfece, n-am un ac și ață în casă, vă dați. Dar știi să coși? Nu, dar trebuie să ai. Care piesă crezi tu că ți-a adus cei mai mulți bani? Prima piesă, Banii și fetele. Banii și fetele ne mănâncă zilele. Oh, 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 banii. Piesa asta a fost debutul meu în muzica românească și dacă nu era ea, nu eram eu. Lăsăm deoparte nostalgiile și mergem să admirăm marea de la balconul lui Mihai Trăistariu. Peisajul e superb și dacă stau și mă gândesc că cine nu și-ar dori să locuiască la malul mării, e o casă de vis. Nu știu dacă o să mă mai mut vreodată. Nu? Vrei să coborăm la malul mării? Ce zici? Păi tu crezi că am venit până la Mamaia și să nu mă scoți puțin pe plajă? Eu sunt singurul din cei patru frați care a continuat cu cântatul și maică mea era tare mândră de mine. A prins perioada Valachia și un an din perioada solo s-a stins din viață la o zi după Eurovision, după ce am câștigat atunci. Și tatăl meu a murit când eram mic, aveam 17 ani, n-a apucat să vadă nimic din cariera mea, dar dacă ar trăi amândoi, chiar ar fi, cum să zic, s-ar simți împliniți. Așa. Că am un apartament de vis la malul mării, mai am încă 7 case, am o carieră de succes, alerg toată ziua, am fost la Paris, merg în Tenerife, în ianuarie am în Israel. Viața mea e un drum continuu, frumos, întâlnesc tot timpul oameni diferiți și mă bucur că nu mă plictisesc niciodată, deci n-am nicio monotonie în viață, îmi lipsește o pereche. Ce calități are femeia ideală pentru tine? Ce calități? Aici e o dezbatere de o noapte întreagă. Trebuie să te am o noapte ca să știu. Zi repede, trei calități. Trei calități. Să fii simplă, să fii vorbăreață și gospodină. Păi măi, Mihai, femeia la cratiță, măi. Femeia la cratiță, da. Tu nu faci cratițe, nu?